toți au fost pe la școală. Așadar, cât ar fi de frumoasă vacanța? Păi, după cum ați văzut și dumneavoastră, a fost un real succes. Deși vremea s-a anunțat mohorâtă, chiar ploaie torențială, au fost câteva zeci de mii de oameni, nu vreau eu să spun câți au fost, vor declara la un moment dat cei de la monitorizarea jandarmeriei. Deci a fost un succes. Lumea fericită, mulțumită, aplauzele spun totul. Sunt lucruri de care oamenii au nevoie și aceste spectacole au rostul lor și cu cât sunt mai calitative și sunt mai intense și la oaltă se adună mai mulți oameni, cu atât se schimbă starea de spirit în comunitatea respectivă. Iar în Megidia acest festival, după cum ați văzut, a reușit să unească mai mult comunitatea și să devină mai optimistă. Eu sunt subiectiv. Mie îmi place totul pentru că fiecare detaliu este pus cu suflet acolo în scrierea desfășurării pe perioada respectivă. Sunt implicați mai mulți oameni, după cum știți, fiecare cu câte o idee. Important este că la final iese un asemenea eveniment destul de apreciat. Știm foarte bine că Uniunea Europeană are foarte multe proiecte și încurajează organizarea de evenimente, mai ales de natură culturală. Și una dintre cauzele pe care le urmărește frecvent și le susține financiar este și tocmai această colaborare foarte bună transfrontalieră. Pe acest motiv, în buna relaționare între partea română, aici din partea de sud, de la Dunăre, spunem noi, din partea aceasta de margine a Europei, dar de fapt o punte între Asia și Europa, e bine, s-a creat un culoar favorabil unui proiect de o anvergură, spunem noi, mare, cu implicații, vedem, nu doar locale, ci și internaționale, deoarece sunt invitate asociații culturale de reconstituire istorico-militară, nu numai din țară, dar și din străinătate. Faptul că putem deja să vorbim de un buget asumat pentru anul următor, vorbim de ediția a patra, DAPIX 2020, putem să fim mult mai hotărâți în a angaja asociații care prezintă tradiții militare ale zonelor din care provin. Cum vorbim de un exemplu și vom vedea anul viitor relaționarea noastră cu polonezii, cum sunt cheltuiți banii europeni prin aceste fonduri nerambursabile. Ei bine, au putut să constate, chiar ei au fost cei care spuneau, bine, ați desfășurat un spectacol pe scenă și unul în fața scenei. Cum spunem noi și ne mândrim, așa dovedim că la Megidia eroi nu mor niciodată, tocmai printr-un asemenea eveniment. Nu ne mulțumim cu ce am reușit. Ce am reușit, spunem, după ce primim aprecierile celor din jur și le vedem acceptate și înscrise ca reușite ale evenimentului, noi spunem, da, erau normale pentru că am muncit pentru așa ceva. Suprem după această muzică absolut bestială, după acești artiști minunați care timp de 4 zile v-au călcat pragul, au urcat pe scenă și au cântat cu voi și ați cântat cu ei. A venit momentul artificiilor. Sper să fim în concordanță cu cei care au pregătit acest moment și să începem numărătoarea inversă, exact ca noaptea de Revelion. Never let go.